Hai că l-avem la telefon și pe cel mai important agent de jucători, care a fost, este și va fi. Așa, mă rog, domnia sa acum este consilier la firma Becali Sport, dar cred că n-am greșit cu absolut nimica când am început prezentarea. Domnul Giovanni Becali, bună ziua! Bună, bună! Bună ziua! Bună și invitațiilor! Vă salut! Bună ziua. Domnul Giovanni, o să intru direct în subiect, că toată lumea numai asta comentează. Pleacă Gigi sau a spus la supărare? N-am de unde să știu. Deocamdată e supărat. E supărat și eu cred că dacă ar avea o ofertă pe care, ca cea pe care a dat-o mass mediei, cred, nu sunt convins, dar cred că s-ar putea desparte de FCSB. Dar chiar îl vedeți pe Gigi Becali fără FCSB? Dumneavoastră sunteți acolo, familie. E adevărat, dar el are și problema asta cu fetelor, problema familiilor, are o vârstă. Uite-te la mine, că am și eu băieți care stau în față și stau și eu în spate. Cred că are și nevoie de liniște, liniștea are două nepoate, biserica e o chestie obligatorie pentru el, așa că, nu știu, părerea mea e că dacă într-adevăr e cineva care poate să ofere suma cerută, probabil, cred, nu sunt convins, dar cred că s-ar putea desparte de FCSB. De câți ani are? Aveți idee? Că nici nu mai știu de când e la FCSB la Steaua. Cred că are. Se 20 și ceva de ani, 24, 5 ani, mă dau seama. Nu? 20 și ceva de ani. Da, știți ce vreau să vă întreb, domnul Becali? Dumneavoastră ați fost întotdeauna un om al cifrelor. Da. Nu vi se pare puțin 25 de milioane de euro pentru un brand ca FCSB-ul? În situația asta, cred că e o sumă logică pe care a cerut-o. Nu e nici exagerată și nici mică. E o sumă la care el s-a gândit bine ce are de recuperat, ce ar putea recupera. Cred că și-a făcut bine calculele înainte de a se exprima. Mm-hmm. Da, pentru că vă spun la modul sincer, eu dacă aș avea bani, eu mâine aș da 40-50 de milioane pe FCSB, vă spun serios. Da, până la urmă trebuie să-l găsim pe ăsta cu măcar 25. Am înțeles, dar eu nu cred, domnul Becali, că nu sunt oameni în România care să dea 25 de milioane de euro. Sunt mulți oameni, dar oamenii sunt acoperiți, stau liniștiți, își văd de treabă, stau pe la Monte Carlo, stau pe insule proprietate privată și așa mai departe, pentru că orice destrăbălare dintre asta ar aduce și organele. Vin și problemele, exact. Deci simțiți că poate după atâta timp s-a săturat și Gigi să se lupte aproape de unul singur cu toată lumea, nu? Da, pentru că în sfârșit, cred că de data asta a avut dreptate la tot ce s-a întâmplat. Am trec peste tot ce s-a întâmplat până la acest meci, dar ceea ce e corect, două penalti au fost clar. Dar cel puțin, eu zic că dacă se dădea primul penalti, eu cred că aveam și un meci mai viu, chiar dacă Rapid juca în 10, un meci fără toate acele intrări la intimidare și așa mai departe. Cred că nu e scopul Rapidului aceste intrări. Dar eu cred că și disperarea lor de a nu pierde a grupului, a antrenorului, a conducerii, de a nu fi a cincea din play-off, i-au făcut să joace în felul ăsta. Uh-huh. În sfârșit, eu cred că Gigi are dreptate despre tot ce vrea să facă în acest moment. Da, eu cred că ar fi o pierdere, domnul Becali, acum serios dacă ești. Păi ar fi o pierdere, pentru că rămăsese singurul investitor care mai cheltuia câte 2, 3, 4 milioane pe jucători. Da. Vă dați seama că, până la urmă, toți jucătorii care sunt la ei, el a plătit bani pe ei. Ultimile achiziții, 1.700.000, 700.000, 800.000, sunt 6 alte 3 milioane, plus alte 8, 9, 10 lui Gică, de acum 4-5 ani. Deci era singurul om, restul
ce cumpărau? Luau jucători liberi, luau jucători din divizia a doua, a treia din Franța, liberi de contract și așa mai departe. Deci practic ținea cam tot fotbalul românesc, nu? La gura corect, asta, corect, de oxigen. Corect. El și Craiova, să zicem. Și Clujul, cu singura excepție a Clujului, că n-au investit în tine. Mhm. Nu, asta e clar. Am văzut o informație aseară, nu mai știu sincer unde, că vă dați seama acum la câte site-uri și surse de informare sunt. E adevărat că v-ar fi cerut Gigi Becali să-i vindeți toți jucătorii importanți în vară, apropo de planul ăsta de retragere? Nu e adevărat, nu e adevărat. Nu mi-a spus nimic, dar când voi avea ofertă, eu voi pune pe masă. Deci n-ați avut vreo discuție strategică? Giovanni, te rog, ajută-mă, vindem, gata, vreau să scap. La discuțiile astea nu s-a ajuns.